Dacă ei vor să facă acest lucru, vor să meargă la referendum, haideți la referendum. Dacă vreți să o faceți pe sub covor, cum ați făcut-o până acum o mulțime de lucruri, faceți, asumați-vă consecințele și faceți. Dar o să vedem cu ce o să termine acest lucru. Și cu ce s-ar termina? Eu cred că o să termine cu revoluție. Și vă spun destul deschis. Și lumea spune deschis acest lucru. Vreți să destuiți, președintele, mergeți la referendum, aflați opinia poporului. Eu vin cu un mesaj foarte clar și acum, cu această ocazie și parcursul ultimilor săptămâni, și voi continua. Eu sunt categoric împotriva destabilizării și revoluțiilor. Pentru că noi o să distrugem și ceea ce a mai rămas în această țară.